și cea de-a fost CSM Oradea, care avea pe fiecare cazare până acum. Să sperăm totuși în evoluție bună, dar ele vreau a fost și noi astăzi în ultima etapă a turneului. Începem prezentarea cu formația Vouliagmeni Nautical Club, cu numărul 1, number 1, Anacostis Noctatos, cu numărul 2, number 2, Alistenis Calipopulos, cu numărul 3, number 3, Semis Makitis, cu numărul 4, number 4, Estatios Calopiopulos, cu numărul 5, number 5, Andreas Almiras, cu numărul 6, number 6, Nemania Kubovic, cu numărul 7, number 7, Nicolaos Papafikas, cu numărul 8, number 8, Robert Rupnik, cu numărul 9, number 9, Nicolaos Kastinakis, cu numărul 10, number 10, the captain, Marios Kapatotis, cu numărul 11, number 11, Nicolaos Kurovanis, cu numărul 12, number 10, Thomas Konstantinopoulos, și cu numărul 13, number 13, Emanuel Andriadis, antrenor, coach, Mr. Vladimir Piașinovic. Antrenor secund, assistant coach, Georgios Katsidakis. Technical manager, Mr. Artin Elvisian. Iar acum, doamnelor și domnilor, face o cunoștință cu băieții de la CSM Oradea. Cu numărul 1, Aroslav Filipovic. Cu numărul 2, David Peleleșu. Cu numărul 3, capitanul de echipă, Tiberiu Negrean. Cu numărul 4, Mihnea Gheorghe. Cu numărul 5, Ișvan Savo. Cu numărul 6, Petar Kalkic. Cu numărul 7, Vlad Draconinescu. Cu numărul 8, Filip Gardașević. Cu numărul 9, Nikita Ivica.
inviato la porta numero 7 della Vouliagmeni, soccer number 7, Nicolas Papasipakis. E l'inviato il giocatore la porta numero 9 della Vouliagmeni, soccer number 9, Nicolas Papasipakis. Iată primul gol al acestei partide, față de formații Vouliagmeni, marchează cu numărul 11, Nicolaos Colovanis, scor 0-1, CSM Oradea, Vouliagmeni. Thank you.
Gol Vouliagmeni, desfecul numărul 2, Aristeidis, Kalipopoulos, scor 2-3, CSM Oradea, Vouliagmeni. Thank you.
Lipić. Sure, that's not going to watch me. She's in. Thank you.
este gol pentru Vouliagmeni, marchează din nou jucătorul cu numărul 9, Nicolaos Castinatis, scor 2-6.
angajamentul stăpânii 3, câștigat de formația Vouliagmeni cu numărul 12, Thomas Constantinopoulos. Eliminați în câte locul numărul 10 de la Vouliagmeni, exclusul numărul 10, Marius Capozis. Thank you.
3-1. României de vineri până duminica viitoare.
Acum ne pregătim de ultimele 8 minute de la acest turneu de Liga Campionilor. Fiecare dintre CSM Oradea și Vouliagmeni se ia de la scorul de 3 la 10. Thank you.
intrat al procedurilor noștri în minut de joc la Spirit of Spirit. Este cu așezat cu numărul 3 de la Vouliagmeni, marchează în semnit Matic. Scor 5 la 14. Rezultat final, CSM Oradea, Vouliagmeni, Nautical Club, 5 la 14, locul 1 pentru formația Vouliagmeni, care se califică pe mai departe în Liga Campionilor, locul 2 pentru echipa Ortigia din Italia, locul 3 Primorie Rijeka, locul 4 CSM Oradea. Aceste ultime 3 echipe vor continua în Europa.